Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor în Piața Victoriei pe frecvențele radio și pe Facebook ca de obicei. Discutăm astăzi despre o temă, un subiect pe care l-ați mai auzit pomenit în emisiunile Europa FM. Astăzi îl abordăm frontal și îl aprofundăm. E vorba de așa zisă reformă administrativă. Ce înseamnă asta mai exact? Înseamnă reducerea numărului de unități administrativ-teritoriale. Multe dintre ele nu se pot susține singure, cer într-una bani de la buget, aparatele birocratice care însoțesc aceste UAT-uri sunt și ele uh, disproporționate în raport cu veniturile pe care le avem la dispoziție. Aparent s-ar fi făcut un prim pas spre această reformă. E vorba de un proiect de lege adoptat în guvern săptămâna trecută care prevede înființarea consorțiilor administrative, asocierea voluntară dintre două sau mai multe localități învecinate ca să facă în comun diverse activități care pot fi de la reprezentare în justiție sau gestionare a resurselor umane. Până la administrarea impozitelor și taxelor uh, locale, documentație de urbanism, arhitectură și așa mai departe. Pare un început, pare. Să vedem dacă e primul pas, într-adevăr, spre această reformă administrativă despre care vorbeam. Invitatul nostru, Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, bun venit în Piața Victoriei, domnule Drăghici. Bun venit, domnule Tudor Mușat, și mi-aș permite să încep prin a corecta începutul mesajului dumneavoastră. Nici de cum nu poate fi vorba de o reformă administrativă. E, dacă vreți, de introducerea unei măsuri prin care uh, să se poată realiza, să exercita atribuțiile cu același personal la două sau mai multe unități administrative teritoriale. Ideea de că a spus dumneavoastră că n-au bani să se susțină, este, dați-mi voie să vă spun cu tot respectul, este una falsă pentru că în sistemul bugetar, pe vă întreb eu, președintele României, administrația prezidențială, are bani să se susțină? Nu, sistemul de acord, dar aici merită făcut o clarificare. Ministrul dezvoltării nu ne spunea că foarte multe dintre comunele României nu se pot susține singure. N-a zis nimeni că e greșit ca ele să primească bani de la buget. Întrebarea e dacă toate trebuie să primească bani de la buget, având în vedere că primesc. și bugetul a limitat. Atenție da. un lucru. Și acum toate primesc. Fără dar și poate, absolut toate da. primesc. Ideea este de sistem bugetar și apare redistribuirea resurselor în raport de necesități. Dar da. nu vreau să nu vreau din discuția noastră să reiască de undeva că vezi frate acest proiect de lege cu consorțiile, ar fi un început de reorganizare administrativ-teritorială. Nu, tocmai nu. asta era întrebarea mea, dacă este nu. un prim pas, iar dumneavoastră ziceți clar nu. Categoric nu. Este, dacă vreți, mai degrabă o legitimare a unui funcționar de la o comună să poată lucra și la o altă comună. Pentru că până acum. Nu aveam această posibilitate. Dar hmm. ideea de asociere pentru exercitarea atribuției prin cooperare o avem pusă încă de la ordonanța 63 pe 2010 și îmi permis să spun cu toată responsabilitatea, am participat la elaborarea ei, lucru deosebit de util și la ora aceasta. Numai că și funcționează, domnule președinte, asta e întrebarea. mai mult decât perfect. Atenție, mai mult decât perfect, Dar în multe cazuri sau în foarte puține cazuri? Funcționează în acele județe unde președinții de filiale județene a Asociației Comune din România și-au înțeles scopul și, luați exemplu, Timișo Timișu funcționează dumnezește și nu numai Timișu. Sunt mult mai multe județe unde sistemul de cooperare este unul dumnezeesc, pentru că acolo, față de ce spuneți dumneavoastră acum față de aceste consorții, ADI-urile sau filialele de sunt entități cu personalitate juridică. La consorții nu. E doar asociere voluntară, fără să creăm o entitate cu personalitate juridică și așa cum am spus, funcționarul care lucrează la Comuna A și lucrează și la Comuna B, poate primi, primește un 20% mai mult. Ceea ce până acum nu aveam. Deci, da. asta, este, asta este singura noutate și eu o văd foarte bună. Că știu de existența ei, am participat la elaborarea ei și este o măsură, tot foarte bună. Da, întrebarea mea e dacă, să zicem, un arhitect sau un funcționar de la taxe și impozite, taxe locale, mă rog, și așa se plângea până acum că nu e bine plătit. E toată această discuție despre majorarea alefurilor, funcționarilor din OAT-uri. Dacă se plângeau că pe o rază de nu știu câte comune nu găsești funcționari, specialiști pentru proiecte și așa mai departe, de unde o să-i găsești brusc? sau Cum o să îndeplinești toate condițiile astea doar pentru că îl motivezi cu 20% mai mult pe unul din primăria A, cum spuneați? Eu să se ducă că... și în primăriile B și C? Eu zic că uh, o motiv este o motivare, o creștere a venitului de 20% pe fondul, bineînțeles, în unor atribuții și la o altă comună. Deci, iată, este o formă în care Comuna B să plătească mai puțin, să nu plătească un om, ci doar ăia 20% care să ajungă la salariatul de la Comuna A. Păi da, numai că nevoile celei Comune B sunt și ele 100%, nu sunt doar 20% să zicem. Cât ar putea aloca din timpul lui. Uh, Haideți să, da. să aducem discuția asta într-o zonă mult mai ușor de înțeles decât A, de cei așa. care ne, ne văd, ne ascultă. E ca și cum am amândoi am merge undeva la o bere. Da? Uh, unul poate să bea două bere, altă bere poate să plătească unul sau fiecare ce consumă. Uh -huh. E chestiunea de conveniență, e vorba de da. asociere. Deci ne asociem că sunt oameni foarte buni care pot să facă treabă și la o altă comună, dar stând la numai la comună apare o plafonare. Lucrând și la o altă comună, iată cum exemple de până practică le pot duce dincolo și ăsta să aibă acel stimulent de 20%. Eu, eu înțeleg ce spuneți, dar uitați-mă, iau după niște date uh, furnizate de ministrul Dezvoltării Cechi Otilo care spune așa: uh, sunt acum vacante și temporar vacante 451 de posturi pentru uh, personalul din control financiar preventiv. Pe achiziții publice, 1925 de posturi. Eu stau și mă întreb dacă oricum e deficit de posturi. Înseamnă că funcționarii din anumite primării sunt oricum supraîncărcați. Mai pot ei să-și aloce timp Pe să nu, se nu, ducă și la alte? Sunt, sunt posturi vacante ca urmare a inexistenței personalului la anumite comune. Dar în condiții în care unul de la Comuna A face la Comuna B, unde am avut post vacant, mm. nu mai apare că e vacant postul ăla. Pentru că atribuțiile exercitate la Comuna B le face asta la Comuna A. Ăsta deci de a la -a Comuna A, -a nu are și el nevoie de colegi care să-l ajute, că înțeleg care și el, poate, e unul și ar fi nevoie de trei. De aceea vă spunem, mai degrabă priviți această prevedere cu consorțiile una care nici de cum nu duce către... Uh, o nouă, către o reformă în administrația publică, reforma a costat doar în raționalizarea sau, hai să zicem, chiar exploatarea forței de muncă, dar exploatezi pe unul de la o comună, da. dacă lucrează și la altă comună, să poată să primească un bani în plus. Cum facem ca lucrul ăsta să fie pus în practică? Dumneavoastră vorbeați de acele asocieri care deja funcționează foarte Din bine. Din 2010. Dar, în cazul ăsta, de exemplu, cum poți să, să te asiguri că aceste comune chiar vor să facă lucrul ăsta? Că poate le împiedică, nu știu, neștiința, orgoliile, orice altceva. Neștiința și orgoliile ne pot împiedica oricând. Dar da. fiți sigur că, pe primarii, între ei, cunosc realitățile și știu, se cunoaște. Domnule, ăsta e foarte bun în zona urbanismului, ăsta e foarte bun în zona cadastrului, ăsta e foarte bun în zona executării silite a și taxe locale. În, în, modalitatea asta nu face nimic altceva decât să specializăm oamenii pe anumite domenii și să capete notorietate nu numai în comuna lui, dar și într-o altă comună. Cine ar fi, care ar fi localitățile care ar beneficia de, de lucrul ăsta din experiența dumneavoastră? Adică ce tip de localități și în ce regiune ale țării? Vreau să vă spun că pot beneficia de aceste facilități, numai primarii stij la minte. V-am spus spus suficient? Și vă mai spun ceva. Și, și spun acum să-i căutăm cu lumânarea. În Dacă lucrurile merg prost în România și de, de fiecare dată spunem că merg prost, dați-mi voie să afirm că merg din cauza lipsei de unitate în acțiune a colegilor mei primari. Ac Unitatea în acțiune ar genera plus valoare și cetățenii să poată beneficia de servicii indiferent de ar fi aproximativ egal. De aceea am creat uh, acea ordonanță de urgență 63 pe 2010 uh, cu asociații de Dezvoltare Intercomunitară și cu exercitarea atribuțiilor prin cooperare, iar nou, singura noutate pe care o aduce această, acest nou proiect, este acela de un funcționar de la o comună să poată primi bani noi, 20%, dacă lucrează la altă comună. Nu aveam această posibilitate. Da. Acum, întrebarea e, nu știu, că vorbeam de orgolii. Pot să fie nu doar orgolii, pot să fie și niște mize, dacă vreți, financiare și de putere la mijloc, pentru că s-ar putea, oricât e primăria de mică, un anume primar să nu vrea să lase din mână autorizațiile de construcție. Și nu mă refer aici neapărat la posibile șpăgi care ar veni cu asta. Nu. Mă refer la faptul că ești acolo autoritatea în materie. Tai și spânzuri. Oamenii sunt datori pentru anumite lucruri. Fie măcar, nu știu, așa, în plan de reputație. Referitor la autorizația de construire și autorizația de construire și la eventuale presupuse ca să mă dublez a șpăgilor, le-aș nici nu vreau să aud de ele, pentru că eu sunt primar din mileniu trecut, de 32 de ani, dar nu știu dacă cineva, așa spun public, poate să spună că pentru o autorizație sau pentru un certificat a dat ceva uh -huh. și astfel de oameni sunt, astfel de primari sunt în România, nu puțini. Păi nu, dar... am zis că le lăsăm la o parte ipoteza asta, adică dar, nu mergem dar, cu. Dar eu nici nu vreau să aud, nu, nu mai să las la o parte. Nu vreau să aud! Bun, dar repet, autoritatea, Cum să spun, faptul că ai prestigiul tău de primar, tu decizi, oamenii se uită la tine ca la, mă rog, cu respect, știu că îți datorează ceva, chiar dacă nu ți-au dat șpagă, Îți datorează ceva că le-ai dat acea autorizație. Dar e, e treaba primarului, e treaba primarului. Și, și primarul respectiv trebuie să fie mândru dacă nu o face el și o face un, o, un salariat de la Comuna Vecină. Luați uh, exemplul serviciilor publice comunitare pentru evidența persoanelor. Păi da, aici, la o comună, la un oraș, se există atribuțiile pentru mai multe comune, mai multe orașe. Care e ne necas? E un lucru absolut normal. Bun, spuneați și e destul de limpede că nu e un pas, deși, mă rog, în felul ăsta cumva a fost vândută de guvernanți, că e un pas pentru această reformă Nici administrativă. Vreau să vă spun că am discutat o treabă asta de cu ministrul Cheche pentru care am tot răspuns, toată uh, admirația. Nici de cum ministrul Cheche n-a spus pe curajă. Bun. Dar, mă rog, s-a spus că PNRR-ul cere forma asta de asociere, Ai altă de reformă mai. Da. E, este fondul problemei vrem să-l atacăm. Utilizarea forței de muncă. Da. Dar nu reforma administrației teritoriale. Exact. Fondul problemei vrem să-l atacăm, această reformă administrației teritoriale, care nu mai vine și nu mai vine, deși. Dar de ce trebuie să vină? Nu trebuie e, să vină? Fără să jignesc pe cineva, Doamne ferește. Dar cei care gândesc la acea reformă, nu-și dau seama că pe fond doresc slăbirea statului. De ce? Și vă întreb, de ce nu fac treaba asta ungurii? A trebuit să... eram în China în 2018 când am văzut președintele omolog din uh, Ungaria și a prezentat structura asociativă. Sunt 2.906 de unități administrative teritoriale în uh, Ungaria, cu 300 mai puțin decât în România. De ce nu fac francezii treaba asta? Ține, dacă vreți, și de o slăbire a autorității statului. De ce ar slăbi autoritatea statului? Că ajungem și la partea financiară imediat. Păi, dar practic, autoritatea de ce ar slăbi? Păi din, din, lipsind autoritățile pe un areal mai mic, e normal. A, și vă mai dau un exemplu ușor de înțeles de toată lumea. Să presupune că avem trei cutii cu albine, trei stupi, trei familii. Eu vă rog, faceți proba sau întrebați un stupar dacă unește acele trei familii câte va avea în stupină. Bun, e interesantă metafora a dumneavoastră. Eu, eu mă întreb... Să folosim, mi-a da, eu... acolo unde stupul e cel mai bine organizat. Există clar atribuțiile fiecărei muște virsuitoare, ca să fiu cu un termen ipotetic, dar în clipa în care un stup nu are regină, la riscă regina matcă, riscă să rămână bezmetic și să, să distrugă. Ori, mi se pare mie că cei care gândesc la desfințarea anumitor localități și ale ar fi nenorocitele comune, nu doresc decât altceva, nimic altceva decât nici un stat bezmetic. A, stați puțin, că aici cred că merită făcut o precizare. Nu vrea nimeni să desfințeze localitățile ca atare sau nu, asta am înțeles eu cel puțin, ci faptul că ar vrea să reducă din aparatele birocratice ale acestor uh, păi, localități și să le grupeze aceste oricum, localități astfel încât să aibă un singur centru. Ați început cu, cu ce. Avem un deficit major de personal. Tocmai realizarea consorțiului determină acoperirea acestui uh, deficit. Pentru că dacă vă uitați foarte bine și veți face analiza și întrebați pe cine, personalul de la comune este mai prost plătit decât personalul de la orașe, ceea ce e total aiurea. Dar la acea lege 153 pe 2017 a fost făcută să pună pe butuci capacitatea comunelor. Bun. Acum înțeleg că avem vreo 300 și ceva de comune în România care au o populație sub 1500 de locuitori. Sunt multe comune cu doar da. câteva sute, 2, 3, 4, 500 de locuitori. De acum, Pentru aceste comune trebuie să existe o primărie cu tot aparatul, viceprimar, consilier și așa mai departe. Păi, tocmai prin consorții și prin asocieri, asta și spunem. Da? Există unitate administrativ teritorială, dar există cu personal mai puțin pentru că atribuțiile se pot exercita prin cooperare. Lucrul ăsta l-am făcut noi, Asociația Comună din România, din 2010. Sunt 12 ani de existență. Bun, asta am înțeles numai că atunci când e vorba de asociere voluntară, e greu de presupus că toată lumea din secunda 2 se va asocia... Ba, da, vor, ba da, avem, vor. Vor, fără dar și poate vor. Noi avem în Asociația Comună vreo 2200 din 2862. Și vă rog să priviți că mai degrabă avem a, a, județul Ilfov, cu, cu titlu de exemplu negativ, este unul care greu se asociază primarii pentru că resursele financiare la județul Ilfov sunt la un nivel la care nu ajung ceilalți din celelalte județe. Exact. Aici, sigur, e bătaie care comună să devină oraș și așa mai departe, din câte am văzut. Da, mă rog. Da, avem niște exemple. E clar că bunăstarea din jurul capitalei nu se poate replica în alte uh, nu. județe. Bunăstarea, bunăstarea din jurul capitalei poate că duce la o ușoară reacredință. Sau o îndepărtare de ceea ce înseamnă bună credință. Bun. Întorcându-ne la, la termenul de reformă, domnule Drăghici, e necesară o reformă până la urmă într-un oarecare fel, după dumneavoastră, dacă asta da. cu reorganizarea comunelor da. nu e ce trebuie? Da. Și e, dumneavoastră, ca om de presă cu activitate destul de vastă, v-aș ruga să vă uitați în ceea ce privește esența Constituției și voința a poporului. Păi, dar nu a fost -ă, voința poporului constatată de către Curtea Constituțională? Păi trebuia să încep reforma cu ce este stabilit în urma unui referendum. Aia era reformă. Parlamentul Societatea zice... în ansamblu a dorit ceva. Aia era reformă. Acolo trimiteți. E, e, drept că și reforma administrativă se poate face tot prin modificarea Constituției, păi, că în momentul adecoric. ăsta Constituția noastră întrebarea zice că România e împărțită în județe, orașe. De da. De ce nu e tocată clasa politică secundă de secundă că nu a respectat un referendum unde voința poporului a fost clară? Mai mult de atât. Deci, dacă vorbiți de reformă în sensul că putem avea teritorii mai mari, de ce nu putem avea teritorii mai mari la nivelul județelor? Uhum. Adică, o diminuat numărul județelor? Deci, iată că avem. Nu neapărat. E ca și cum. Uh, Domnule, dacă avem mai mult stâlpi la casa asta, nu putem să scoatem noi stâlpii. Să vezi să se prăbușește. Ori stâlpii sunt primarii comunelor orașelor la nivel de bază, restul înseamnă o suprastructură care poate fi gândită pe, ar, pe un areal mai mare, dar de ce atâtea județe? De ce? Și întotdeauna spun, unde este presa unită pentru a respecta Constituția? Păi, dacă avem un referendum, cine își permite de atâția ani de zile să ignore voința poporului? Da, ăsta e un subiect pe care, sigur, noi îl aducem mereu în ciclic, așa, în lumină. Mai puține județe sau. Adică, și aici o să apară, probabil, o discuție, o să ia foc anumiti politicieni. Cine renunță la aparatele de la nivelul județului de data asta, nu? Sau cum ar trebui procedat? Regiuni de a dreptul județe mai puține regiunea și mai mari. Nu este, regiunea nu este uh, unitatea administrativ-teritorială potrivit Constituției. Județul da. este unitatea administrativ-teritorială, dar nici nu spune în Constituție câte să fie. Uh -huh. Deci aici nu se poate interveni. Nu spune câte să fie, dar eu vreau să gândim comunele, orașele, unitățile administrativ-teritoriale de bază care alcătuiește teritoriul. Uh, Priviți-le ca niște stâlpi pe care stă un etaj, un, pe stâlpi să stă un etaj, dacă dai stâlpi jos, s-ar putea să prăbușească etajul. Bun. Deci la, la județe ar trebui început, ziceți noastră, da, de acolo. Am zis că se poate, dar asta da. nu decid eu, decid politicienii. Eu reclam faptul că avem voința poporului clar exprimată mm -hmm. și să așteptăm cu ea pe cu da. picioarele pe voința poporului că e vreo, știu eu, o pârghie pe care să o acționeze uh, autoritățile odată ce acest proiect va deveni lege, uh, ca să grăbească această asociere voluntară a comunelor în caz că în anumite locuri nu se întâmplă? Că stau și mă gândesc că e și presiunea bugetului. Domnule, asociații, vă faceți asta ca să putem să suplinim acel deficit dar de posturi zis, de care vorbești. facem treaba asta la nivelul filialelor de la Asociației Comunii din 2010 și singura mare diferență, v-am zis acum că un salariat de la o primărie poate să lucreze și la altă primărie. Bun, primă dar zic statul poate, ar trebui să oblige comunele, domnule, dacă nu, va vă asociați este în termen este de... chestiune tot de voință no. a părților. Am înțeles. Emil Drăghiș, mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră astăzi la Europa FM. Cristian Ghinea, Uniunea Salvați România, bun venit în Piața Victoriei. Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră dacă acest proiect al consorțiilor administrative e sau nu un prim pas pe calea acelei reforme administrative despre care noi tot vorbim, restrângerea numărului de comune, restrângerea aparatelor funcționărești, restrângerea sumelor care vin de la buget pentru ele? M-aș bucura foarte mult să fie un prim pas, dar sunt sceptic, sunt pesimist. Și dacă vreți să vă dau o știre, vă spun așa: ăsta este un punct în care eu, Ghinea, sunt nemulțumit de PNRR. Iată, dacă, ar put, dacă aș putea să-l modific undeva, l-aș modifica aici. Bun, de ce nemulțumit că doar l-ați negociat? Da, noi, noi uitați că am avut în spate un întreg convers și o întregă coaliție. Eu și toți ministrii USR am fost niște oameni disciplinați care am ținut neînțelegerile în cadrul, cadru coaliției și am un regret înainte de PNR, de fapt, când am negociat programul de guvernare al guvernului Câțu, acolo la Vila Lac, unde noi, Uniunea Salvați România, am spus explicit că vrem o reformă administrativă. Din păcate, la acel moment, PNR și UDMR nu au acceptat o adevărată reformă administrativă și apoi, când am avut PNR-ul de negociat, eu m-am raportat și noi ne-am raportat permanent la, guvern, la programul de guvernare. Pentru că, fiind un program de guvernare, chestiuni deja agreate, nu puteam să redeschidem sau să ne certăm pe ele. Și atunci, când am zis, domnule, haide să punem o reformă administrativă serioasă în PNRR, Colegii de guvernare au zis nu, hai să stăm la ce am agreat data trecută în programul de guvernare. Cam, cam așa a fost. Deci, practic, ce avem noi nevoie în România în acest moment este să reducem numărul de unități administrative și să avem o regionalizare pe bune, pentru că avem o glumă de regionalizare în acest moment. Partidele vechi sunt prinse în aceste structuri județene în care fiecare șef de județ este baron la el acasă și nu vrea să schimbe nimic. Și drept urmare, regionalizare cum am spus, este o glumă. Sunt aceste consilii de dezvoltare regională, agenții de dezvoltare regională, care sunt niște ONG-uri pe care acum le fac la autorități și tocmai le baronizează, vedem la ADR Oltenia că fratele Stănescu este pus acolo ilegal, deci practic este un haos la regionalizare și eu aș vrea foarte mult ca Ceche Atila să, să reușească în a stimula aceste consorții, prin, prin aceste subconsorții, o reformă administrativă. Dar știți cum este? Este un fel de aspirină pe care îl dai mm. ca să, să trăiezi un cancer. Ce avem noi nevoie. Bun, dar cu ce sunt mai bune consorțiile astea decât acele consilii de care vorbeați, de tip ong și așa mai departe? Alea sunt la nivel regional. Bun. însă ce zic eu este că s-ar putea să trăim aceleași experiență Ca în loc să avem, să desfințăm județele și să facem regiuni pe bune Cum au reușit polonezii Și echivalent ar fi în loc să desfințăm cam o treime din UAT-uri Cel puțin zic eu Adică nu ar trebui să avem primării cu mai puțin, în, în localități cu mai puțin de 3000 de, de, locuitori Ne însemnând atenție că oamenii rămân fără un punct de contact al statului Și insist pe chestiunea asta Actuale primării nefuncționale sau prea mici, ca să-și acopere măcar cheltuielile propriilor angajați, pot să rămână ca puncte de contact ale, ale oamenilor, să mergi să depui un act, să iei un act. Dar nu e nevoie să ai primar, viceprimar, departament juridic, mm -hmm. arhitect, adică ca să, ca să te numești o aten în România, să fii comună, îți trebuie anumite chestiuni pe care le cere legea. Că asta aduc, aduc cheltuieli fără să aducă și beneficii cetățenilor și atunci propunerea. Da. Noastră Era, hai să facem această reorganizare, să reducem numărul de uat uri să, să consolidăm OAT-urile în, în unități mai funcționale. Nu, nu au vrut. Și atunci au venim cu aceste consorții, care sunt un fel de uniune voluntară. Adică, dacă primarul Ion cu primarul Costel doresc, de pildă, să angajeze un consultant pe fonduri europene sau un avocat sau un arhitect împreună, o pot face. Asta este această conceptul de, de consorț administrativ. Până acum era mai complicat, trebuia să facă o nouă entitate juridică, acum o pot face direct. Este un pas bun în direcția corectă, dar este mult prea puțin, mult prea timid față de haosul administrației românești. Asta este ce spun eu. Da, și fi vrut să am mandat să pun în PNRR o reformă administrativă, dar nu am fost acolo. Știți, nu puteam să le, să le bifăm pe toate maximal așa cum am fi dorit noi în PNRR. De ce ar fi greu să presupunem că această asociere voluntară ar funcționa? E vorba de orgolii? E vorba de. de ce altceva ar putea fi vorba? Nu, dar atenție, eu am spus că este un prim pas bun, dar dacă ne, rămân, ne oprim doar la acest prim pas, nu va avea efect transformațional. Eu nu cred că foarte mulți primari se vor, se vor asocia decât dacă guvernul central pune niște stimulente foarte clare. De pildă vă dau un exemplu ar trebui să avem stimulente să poți aplica la fonduri europene doar în asemenea form formulă de consorții și atunci îi stimulezi cu adevărat. Depinde foarte mult de ce faci cu ele. Aceste consorții sunt un instrument voluntar slab. Toamnă că sunt, sunt, sunt un instrument voluntar uh, și ca orice fel de instrument depinde dacă îl folosești sau nu. Deci dacă guvernul de acum înainte va veni și va spune foarte ferm Domne ai acces la aceste linii de finanțare. Doar în consorții. Trebuie să faci consorții de minim 10.000 de locuitori. Dau un exemplu. Astfel încât să nu da. poate să fie decât 3-4 comune la un loc. Atunci va, va avea efect transformațional. Doar că să vedem dacă primarii, care sunt niște oameni foarte puternici în fiecare partid, vor accepta asemenea, asemenea ghiduri de, de finanțare. Deci, apelul meu este dacă tot le-am făcut, e un pas bun, haideți să le folosim pe bune și oricum. Când vom reveni la guvernare, noi, Uniunea Salvați România, vom avea, ne-am învățat lecția. Ăsta va fi dintre acele 10 puncte fără de care nu intrăm la guvernare. Primar, în două tururi, de pildă, reforma administrativă, regionalizarea pe bune, adică am, 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 am învățat din în experiența de guvernare scurtă că dacă nu stabilim de la bun început toate detaliile posibile, partenerii ulterior vor interpreta. În niciun caz nu vor interpreta în mai bine, ci în mai rău, așa cum s-a întâmplat. M-aș întoarce la stimulentele astea. Eu pot să privesc și din perspectiva cealaltă, unor pedepse sau restricții, dacă vreți să le spunem așa. Adică acele comune care nu fac niciun efort pentru a se asocia, acele comune care nu se pot susține singure ar funcționa, dar ar trebui să schimbăm legea, pentru că ceea ce au adoptat nu prevede, nu prevede asta. Mecanismul legal a adoptat de către coaliție, am văzut că s-a făcut foarte mult pia politic pe el, dar de fapt dacă te uiți în lege, este, este un instrument slab. Dacă vrem să facem din aceste consorții un instrument puternic, o putem o putem face. Franța a trecut printr-un asemenea proces. Deci ăsta ar fi un model francez prin care francezii Prima oară le-au le le cerut voluntar să se asocieze și aveau foarte multe comune la un moment dat, vorbim de anii 80, ca să avem așa dimensiunea timpului, cam, cam unde suntem pe scala asta de, de reformă. Și apoi, următoare, următoare guverne franceze le-au pus condiții pentru finanțare. Deci te, te putem finanța de la buget dacă te, te asociezi. Cred că va fi absolut obligatoriu să facem acest al doilea, al treilea pas în guvernării anterioare. E bine că s-a făcut și ăsta, dar acum, acum să sperăm că începe un proces de raționalizare administrației, pentru că, repet, este absolut incredibilă lipsa de, de coerență și de risipa resurselor. Vorbim de, de o majoritate a oat urilor care nu își pot plăti nici măcar proprii angajați din impostări din locale. Este, este o uriașă uh, resursă risipită acolo noi știm că avem comune cu 400 și ceva de locuitori, 300 de locuitori, ba chiar și cu puțin peste 100 de locuitori. Deci aceste comune teoretic au primar, au un aparat funcționaresc, nu? Și atunci primar, și mă întreb. Primar, au un număr minim de consilieri local și ei a plătit mm -hmm. pentru participarea la ședință, au o structură anume, în câte știu, trebuie să aibă jurist obligatoriu angajat, secretar al primăriei, adică practic orice fel de, de UAT are după lege anumite, anumite funcții, pe care nu ar trebui să le avem la acel nivel de, de detaliu. Lași acolo un punct de lucru, un, un singur angajat, astfel încât să, să, poată oamenii să aibă aproape statul o instituție mm -hmm. și restul ai primarul, primăria funcțională la, la un centru comunal, să-i spunem așa, sau centru unui consorțiu, dacă mergem pe logica asta, care să fie pe deplin funcțional ca o organizare teritorială. Bun, tocmai de asta mie mi se pare că ori ne invers, ori facem jumătate și sau sferturi de pas în loc să facem un pas întreg într-o anumită direcție, pentru că le cere acestor comune cu 3 400 de locuitori să se asocieze. Ele cred că nici nu au capacitatea în momentul ăsta să aibă viziunea pentru așa ceva, cu tot respectul. Și atunci asta și mă întreb dacă nu totuși în paralel cu, cu sistemul ăsta de consorții administrative, ai putea realmente să faci în paralel și o reformă a acestor localități foarte mici. Adică ca să fie foarte clar, aceste consorții administrative nu prejudiciază sau nu preîntâmpine o adevărată reformă administrativă, care presupune o reorganizare teritorială și renunțarea la a avea atât de multe uat atât de multe primării. Dar pentru asta ai nevoie de voință politică. ceea ce nu s-a întâmplat. V-am povestit din experiența mea directă, am coordonat numele Uniunii Salvați România partea de program de guvernare, știu foarte bine unde, până unde am putut să împingem. Deci, în mod evident, se poate și mâine face o asemenea, o asemenea lege, se poate vota în Parlament. De altfel, colegii noștri de la grupul parlamentar al Uniunii Salvați România au făcut calcule pe toate UAT-urile, știm exact fiecare UAT ce pondere are din, în buget, din resurse proprii, din transferul la bugetul de stat, problema este de voință politică. Pentru că, repet, sunt foarte mulți oameni care, din păcate, constituie coloana vertebrală a partidelor politice vechi. Că sunt oameni angajați în aceste primării, care asta este menirea lor. Sunt membri de partid și se a dat partidul, te-a făcut primar, viceprimar și așa mai departe. Deci, practic, această, această aparentă Decizie rațională, logică pentru România de 2022 atacă fix coloana vertebrală a partidelor vechi. Dar asta este o poziție politică, doar un mandat politic important, cum să zic, eu, specific din partea populației pe care o să cerem la viitoarele alegeri va putea să frângă această lipsă de voință. Da, uite, apropo de această presiune care vine din teritoriu pe liderii de la centru, aveți în Parlament, nu tocmai acum, această discuție despre majorarea unor venituri pentru diversi funcționari locali. Mă rog, că s-au strecurat și parlamentarii chipurile dintr-o eroare, cine o crede chestia asta, asta e altceva, dar rămânem la acești funcționari locali și la banii pe care ei pretind, nu? Bani pe care oricum îi aveau ă, destul de generos raportat la veniturile pe care le produc. Stau și mă întreb ce se întâmplă dacă aceste venituri se majorează în plus? Domnule Gine. Păi, se întâmplă că se creează o, o și mai mare discrepanță între salarizarea la privat și salarizarea în bugetul public. Deja aceste salarii în primării sunt, ca media lor, peste media salariului din privat ca să fie foarte, foarte clar. Da? Deci, practic, noi avem o întreagă clasă de cetățeni care lucrează în administrația locală și care, pe medie, câștigă mai mult decât salariul privat. Uh, și acum, parlamentarii PSD, PNL, UDMR de au decis să le crească și mai mult. Problema nu este că nu e ca și cum eu vreau să câștige oamenii puțin în primării sau în administrația locală. Problema este că nu putem să avem atât de mulți angajați în administrația locală și să fie la fel de bine plătiți. Adică decizia rațională este să renunțăm la o parte din ei, să-i recalificăm, să-i facem profesori. Doamne, avem o lipsă uriașă de profesori. Cei mai mulți dintre oamenii ăștia au studii superioare. Pot să intre imediat în categorie de profesori pe funcție, deci ne Avem o treime din cadre didactice din mediul rural sunt suplinitori. Adică nu au facultate, cei mai mulți dintre, dintre ei e, avem, o, avem niște oameni pe care îi subfolosim în primări și în administrația locală Putem să renunțăm la aceste posturi Mărim salariile, atunci are o logică Dacă din 4.000 de comune, din oat lăsăm 2.500 În mod evident, e rațional să crești salariile celor care rămân Pentru că au mai mult de muncă, au mai multă responsabilitate, corect Și atunci acești oameni, care sunt oameni educați, îi putem muta în învă învă învățământ Unde avem o o subfolosire a acestor posturi. evident că toată lumea preferă să stea la, să fie viceprimar sau să fie, nu mai știu eu ce, jurist la primărie, în loc să ducă să, să, pre, să predea la școală. Că e salariul mai mare. Dar nu așa este bine pentru societate până la urmă. Ce o să faceți ca parlamentari pentru modificarea acestui proiect? Adică el e asumat de guvern în forma asta, o să ajungă la dezbatere și e ok să rămână așa? Bine, nu vreau să vorbesc colegilor mei din grupul parlamentar. Deocamdată USR a avut o victorie importantă la nivel simbolic, dar și financiar, blocând uh, această legare între salariul demnitarilor și salariul administrației locale. Aia a fost o porcărie pe care am, am blocat-o. Azi au revenit și au spus nu mai vrem la parlamentari, deși nu este clar ce se întâmplă acum când înregistrăm noi acest interviu. În Parlament se ceartă în Comisia de Muncă și nu e clar dacă pe mm -hmm. bune au renunțat la legătura cu creșterea salariilor parlamentarilor sau nu. Acum, dacă ar veni propunerea noastră, ar trebui să fie la pachet. Domne, nu, nu mă pur și simplu salariile așa brusc unora. Că e inflație, într este inflație, dar și ăia din privat care au câștigă în medie mai puțin suportă inflația. Nu? Deci, eu aș face o ofertă către, către administrația locală, administrația publică. Haideți să avem o raționalizare a cheltuielilor și la pachet o creștere. A, a, salariilor. Dar nu pur și simplu așa din pix, paf, mai dăm, mai dăm încă o mărire la, la administrația locală. Cristian Ghinea, mulțumesc foarte mult! Cu multă plăcere, toate bune!